Start vlog din Bulgaria, pentru că mi-am uitat și bateriile de la aparat, dar mi-am uitat și cardul. În urmare o să filmez cu telefonul, ceea ce nu este o noutate. Și acum încercăm să găsim plajă. Căci nu am fost la plajă astăzi, pentru că am ajuns pe la 4 și oricum vremea nu e foarte drăguță, adică acum puteți vedea cerul albastru, dar până acum nu se putea vedea. Și văd că e și soare, ceea ce e minunat. Da, mergem să găsim plaja și mai filmez eu. Soarele, pentru că avem soare, dar, după ochii mei, vă puteți da seama că este dimineață și că de-a ce m-am trezit. Adică este 8 și jumătate aproape și am ieșit afară aici pe balcon să vă arăt și priveliștea. Și acolo e marea, unde stai, că nu văd. Uite acolo, vă rog. Și aștept să trezească și Paul, pentru că nu vrea. Dar eu vreau, pentru că vreau să... să mă uit dacă de aici la piscină încă nu e. Încă nu este soare. La piscină mă știu că avem încă doar partea asta. Și vreau să ajung la masă. Și după aceea să stau pe plajă și să mă bronzez. Cam asta e plan. Nu o să ies așa, dar cam asta e. Și cum dormeam eu extraordinar de tare și urât visam, m-a trezit un tunet. Și acest tunet minunat a adus această vreme minunată, pe care probabil nu vedeți foarte bine, dar nu se mai vede nimic. O să încerc să filmez invers, cu camera din spate, poate se vede. Dar vlou în ultimul stil, dar o să deschid și un pic geamul. Ca să înțelegeți despre ce e vorba. Acolo trebuia să fie, unde? Acolo trebuia să fie mare, n-am să vede. Hello. O să încerc să filmez, că am stat prost la capitolul filmat, adică n-am filmat mai deloc. Ceea ce nu este ok. Și o să vă zic ce s-a mai întâmplat astăzi. Am fost la plajă. După care am venit de la plajă și cred că am filmat. Nu mai știu exact. Ce mai făcut? Pe plajă nu am avut telefonul cu mine. Deci nu am filmat. Nu, am filmat înainte, cred că ultima dată. Așa. După care am venit, am mâncat, am făcut duș, ne-am mâncat. Ne-am trezit, am coborât. Am... știu că am mai filmat ploaia, când a plouat, ca și plouat. Acum se prezintă vremea cam așa. Și... am mâncat și acum mergem să ne filmăm. Poate ne și luăm chestii, că
sau ne dăm prin chestii, pentru că mâine teoretic este ultima zi. Noi avem o scurtă vizită în Bulgaria, bine, mai ales că suntem doar noi doi, nu prea avem așa mare lucru, multe lucruri de făcut. Și poate și cumpărăm ceva, multe chestii și la un bazar imens, bazar, mă rog, mai multe. Am și un parc de distracții, ne-am văzut niște chestii, cred că am și filmat unele din ele. M-am machiat un pic de data asta, nu mai sunt așa fadă și mergem. E sâmbătă, nu știu cât e, 21, și e undeva la 10 și ceva și mergem la, nu știu să pronunț, nu știu, chiar nu știu, Nesebar, nu știu, și așteptăm autobuzul pentru că n-am vrut să mergem cu mașina, pentru că nu știm unde e loc de parcare. Și acum așteptăm autobuzul, care ar trebui să vină în câteva minute. Și ideea a fost că ne-am trezit și nu era soare și acum e soare. O oră mai târziu, schimbare de planuri, părul arată așa, am venit cu mașina personală pentru că cineva nu a vrut să meargă cu autobuzul, că a văzut că e prea aglomerat. Și ne-am plimbat 100 de ani lumină să găsim meze bărbar ăsta, pentru că navigația, ce naibă e aia, hărți, așa, e foarte proastă. Și ne-a dus în altă parte. Dar am reușit să ajungem și am parcat undeva pe acolo prin spate. Și urcăm 15.000 de catraleane de trepte. Și mi-e sete și vreau să ne iau. Și cam atât. Este cald, este frumos. Mai filmez pe aici. De mai târziu ne-am așezat pe o bancă care teoretic trebuia să ne țină să fie umbra aici, dar când este soarele ăsta sunt 100 de grade. Am ajuns în nu mai știu cum se numește, Arhanghel, biserica ceva Arhanghel, nu știu. Și eu sunt leșinat de cald. Vreau și să-mi cumpăr ceva, dar nu găsesc. Și în continuare mi-e cald și atât. Și aș vrea și un evantai cu mare copilul ăla. De aici e o grămadă de lume. Bine, sunt peste tot. Și nu știu ce mai facem. Dar o să vedem. Mergem la piscină, apasă la parter, apasă-l, apasă-l. Eu nu am filmat niciodată la plajă, dar să știți că am fost.
Doar că momentan sunt destul de roșie pe umeri și nu prea puteam să merg. Și acum mergem un pic la piscină, că n-am fost deloc cât am stat aici, nu e ca și cum am stat foarte mult timp, dar hei! Și mergem un pic. Vă salut din mașină. Este 10:20 și plecăm spre Balcic. Plecăm așa de dimineață pentru că inițial traseul nostru se oprească undeva prin Costinești sau Mamaia, pentru că o să stăm și acolo, cred. Și plecăm mai de dimineață pentru că vrem să ne oprim puțin și în Balcic și ca să avem timp să, na, să nu ajungem nici foarte târziu. Și să găsim și cazare, pentru că da, nu avem cazare, dar sperăm să găsim ceva. Și cam atât. Acum aștept pe Paul pentru că trebuie să configureze hărțile. Și da, asta facem acum. Probabil o să mâncăm pe drum, aici am luat micul dejun. Trebuie să mergem să punem benzină. Și apoi avem de mers 2 ore până în Balcic. Și acolo vrem să vedem casa reginei și grădina botanică, mă rog, ce e acolo. Și nu mai știu ce facem. Dar vedem noi. Momentan cântă unul la radio care zici că e Pepe. Și l aștept pe el să vină și plecăm. Am fost la acest minunat zoo care de afară arăta spectaculos și am zis că mamă, ce știe ce chestie să vedem. N-am văzut nimic decât rațe, gâște, oi, țapi. Am văzut reni, măcar asta am văzut, și păsări, și o maimuță rădăcită pe acolo, și atât. În rest nu aveau gen lei sau chestii. Am ajuns în Costinești. A trebuit să-mi dau ochelari jos, să nu mă bronzez cu urme, nu de alta. Și n-am mai filmat de când am plecat de la cazarea din Bulgaria. Am mers la Balcic. Nu, ba da, acolo am filmat. Am filmat și la Balcic? Mă rog. Am ajuns într-un final la Costinești după o oprire la Balcic unde n-am făcut nimic și la Vama Veche unde am mâncat. Și acum suntem un pic la plajă, acum fiind doar așa, 7 fără, cred, nu? Cam așa. Și nimic interesant, cred că vine furtuna și peste noi aici, dar cât să fă, nu ai cât să fă.